Vă salut, dragi prieteni și abonați! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. Omenirea abundă în povești misterioase despre comori îngropate și blesteme aruncate asupra acestora. Unul dintre cele mai mari mistere în acest sens este legat de insula Oak, de lângă coasta Noii Scoții. De mai bine de două secole, povestea comorii ce ar exista într-un puț aflat pe această insulă a atras atenția oamenilor din întreaga lume. Până în prezent însă nu s-a descoperit aici absolut nimic. Misterioasa insulă Oak este amplasată în partea de vest a Oceanului Atlantic, în dreptul Canadei. Se presupune că în subsolul acestei insule ar exista o comoară imensă, care ar fi atribuită piraților Kidd, Henry Morgan și Blackbeard. Căutarea comorii din insula Oak a demarat în anul 1795 și continuă și în prezent, cu cheltuieli de milioane de dolari, investiții în aparatură tehnică și în utilaje, și chiar cu pierderi de vieți omenești. Însuși Franklin Roosevelt, președinte al Statelor Unite ale Americii, între anii 1933 și 1945, a contribuit personal la căutarea comorii din insula Oak, dar și celebrul actor John Wayne a săpat să găsească comoara legendară. Chiar și cavalerii templieri sunt bănuiți că și-au ascuns imensul lor tezaur în subsolul acestei insule. De-a lungul anilor, solul și subsolul insulei Oak au fost răvășite de utilajele căutătorilor de comori. Inclusiv fosta securitate comunistă a fost implicată indirect în căutarea acelui faimos tezaur. În anul 1969, câteva cadre ale serviciului au fost solicitate de către Elena Ceaușescu printr-un colonel de informații să verifice cu cea mai mare discreție, prin teledetecție extrasenzorială, dacă există vreo comoară îngropată în insula Oak. Utilaje de milioane de dolari sunt folosite în fiecare an de către căutătorii de comori din insulă, care forează numeroase puțuri pentru a ajunge la groapa cu bani din insula Oak. Au fost folosiți și scafandrii în căutarea unor posibile galerii ascunse, care să ducă la tezaur. Se presupune că ar exista galerii la mare adâncime, realizate de mâna omului, care se umplu frecvent cu apă sărată, provenită din Oceanul Atlantic. În minutele următoare vă voi vorbi despre legendara comoară, dar și despre blestemul care se pare că ar urmări misterioasa insulă Oak. Așa cum am spus, Oak este o mică insulă în largul coastelor Noii Scoții. La mijlocul secolului al XIX-lea au apărut mai multe povești despre un puț de pe insulă care ar conține o misterioasă comoară îngropată. Pornind de la aceste legende, în ultimele două secole s-au cheltuit sume imense și s-a depus un efort uriaș pentru a descoperi comoara, iar 6 oameni și-au pierdut viața în încercarea de a da de urma acesteia. Cum a pornit povestea celei despre care se spune că este cea mai lungă și mai scumpă vânătoare de comori? Povestea puțului de pe insula Oak s-a născut în 1795, când un tânăr pe nume Daniel McGuinness a dat peste o mică denivelare pe când cerceta insula. Bărbatul și-a adus 2 prieteni și au început să sape în acel loc care s-a dovedit a fi un puț umplut cu pământ, scrie Joel Levy în cartea Istorii pierdute. La câțiva metri adâncime, cei 3 au dat peste niște lespezi, iar după alți 3 metri au găsit un pat de grinzi sau bârne de stejar. Tinerii erau convinși că vor da peste o comoară îngropată de pirați, iar imaginația le-a luat o razna. Ei au reușit să convingă și alte persoane să li se alăture în ceea ce ei credeau că va fi scoaterea la iveală a unei comori, înființând chiar și o asociație de afaceri în acest sens.
Aceștia au revenit în locul unde descoperiseră puțul și au continuat să sape, scoțând straturi de argilă, mangal, fibre de nucă de cocos și alte platforme de bârne de stejar. În interiorul puțului au descoperit mai multe semne ciudate pe pereți. Iar la aproximativ 25 de metri adâncime, au crezut că au dat peste o ladă. Dar când au revenit a doua zi, puțul era inundat și nu au reușit să îl sece. Se menționează în lucrarea istorii pierdute. Aventurierii nu s-au lăsat păgubași însă cu una cu două și, nu după mult timp, au revenit la puț, dotați cu tehnologie avansată de forare, pentru a constata însă că scenariul se repetă. Ei au săpat pentru o perioadă, iar puțul s-a surpat sau a fost inundat. S-a încercat atunci săparea unor puțuri paralele cu cel original, dar și acestea au fost inundate, iar un om a murit după ce un cazan folosit la săpături a explodat. Minerii au crezut la un moment dat că au ajuns la fundul puțului, dar acesta se termina într-un soi de cavernă subterană, care din nou s-a inundat, consemnează Joel Levy în cartea sa. Puțul era de fapt un complex sistem de aducțiune. O analiză mai aprofundată a unor specialiști a condus la concluzia că puțul era, cum spuneam, un complex sistem de aducțiune creat ca o veritabilă capcană cu apă. Așa se face că orice încercare de a pătrunde în puț se sfârșea prin inundarea acestuia, scufundând și mai adânc misterioasele cufere despre care se crede că ar conține o imensă comoară. Febra aurului a atras organizarea numeroase expediții pe insulă în secolul 20, iar printre protagoniștii acestora se numără, cum spuneam, și Franklin D. Roosevelt, președinte al Statelor Unite ale Americii, care a petrecut ceva timp pe insulă, ajutând la excavații, dar și celebrul actor John Wayne, se consemnează în lucrarea istorii pierdute. O a doua persoană a murit în 1897, când un troliu s-a rupt, iar alte patru persoane și-au găsit sfârșitul în 1965, sufocate cu gaz. Căutătorii de comori au construit un dig provizoriu în 1960 pentru a aduce o foreză mecanică pe insulă, care să foreze întreaga arie a puțului original. Până acum, în puțul de pe insula Oak au fost găsite mici cantități de aur, dar și fragmente de pergament și o tăbliță de piatră inscripționată cu un mesaj codificat. Ulterior, s-a descoperit că inscripția de pe tăbliță era un simplu cod care spunea așa: la 40 de picioare adâncime se află îngropate 2 milioane de lire, scrie Joel Levy în cartea sa. În 1971 a fost coborâtă o cameră video printr-o gaură forată într-o grotă subterană, obținându-se o imagine întunecată a ceea ce s-a presupus a fi o mână înțepenită și un cufăr, după care caverna s-a surpat. Recent, insula a fost scoasă la vânzare, iar momentan lucrările s-au întrerupt. S-au făcut extrem de multe supoziții legate de ceea ce s-ar putea găsi în puțul de pe insula Oak, pornind de la comori îngropate de pirați, numele capitanului Kidd, Harry Morgan și Blackbeard apărând cel mai des, și până la marinari din Marina Britanică, ce ar fi îngropat o comoară acolo, în contextul în care compartimentele departajate de straturi de grinzi de stejar seamănă mult cu ingineria militară britanică din secolul al XVII-lea. Se consemnează în lucrarea istorii pierdute. La un moment dat, și cavalerii templieri au fost introduși în poveste pe considerentul că puțul are o construcție mult prea complexă pentru a fi opera câtorva persoane. S-au născut astfel povești, conform cărora
Templierii ar fi dobândit secretele arhitecturale ale construirii de edificii monumentale de la regele Solomon și constructorii piramidelor. Se crede că ei ar fi călătorit în lumea nouă și ar fi îngropat celebra comoară pierdută pe insula Oak, printre artefactele de preț numărându-se Sfântul Graal, Arca Legământului și Evangheliile originare, scrie Joel Levy în cartea sa. Se pare că insula este blestemată și protejată de o profeție veche, care spune că 7 persoane vor muri înainte de a fi descoperită comoara, potrivit Forbes. Potrivit legendei, comoara ascunsă în puț aparține piratului William Kidd. Acesta ar fi ascuns bogățiile pe care le-a adunat pe insula Oak, cunoscută și sub numele de Money Pit, groapa cu bani. De-a lungul timpului, au apărut teorii conform cărora în puț sunt ascunse bijuteriile Mariei Antoaneta sau diferite alte comori. După o analiză pertinentă a dovezilor, cea mai plauzibilă explicație legată de puțul de pe insula Oak a fost dată de geologi. Aceștia au stabilit că puțul este de fapt o formațiune geologică în întregime naturală. Imaginația căutătorilor de comori a făcut ca aceștia să nu vadă realitatea, anume că geologia zonei favorizează formarea de grote subterane, dislocări ale rocii prin erodare și crearea de falii. Surparea unei astfel de grote în procesul natural poate conduce la formarea de doline sau puțuri, iar cu timpul acestea se vor umple cu pământ, trunchiurile de copaci și alte resturi lemnoase, putând cădea cu ușurință înăuntru. În acest context, nu este de mirare că McGuinness și prietenii săi au crezut după primele excavații că au de-a face cu o construcție artificială. Se menționează în lucrarea istoriei pierdute. Plăcuța din piatră pe care s-a găsit inscripția care a făcut atâta vâlvă nu mai este de găsit, presupunându-se că a fost pur și simplu o invenție a unor amatori de senzații tari. Iar imaginile video din anii 70 se crede că au fost contrafăcute, pentru că pe ele nu se distinge nimic clar, mâna și cufărul amintite fiind rolul imaginației unor exaltați, concluzionează Joel Levy în cartea sa. Imaginație sau pur adevăr, nu știm ce este. Cert este că misterul insulei Oak și a comorii sale dăinuie de peste 2 secole. Legenda spune că acest teritoriu mic de 1600 de metri lungime și 800 de metri lățime ar ascunde bogățiile uriașe acumulate în timpul vieții de piratul William Kidd, unul dintre cei mai cunoscuți pirați din istorie. Voi ce credeți despre comorile pierdute în micuța insulă din Atlantic? Sunt ele reale sau este pură ficțiune? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Înainte de a-mi lua la revedere de la voi, vă reamintesc că ne puteți scrie la adresa teoriiincredibileoffice@gmail.com. Încă o dată vă mulțumesc, vă aștept și data viitoare cu informații la fel de interesante. Pe curând!